veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Cea de-a doua parte și ultima din lecția David, cel mai plăcut împărat al lui Israel. Vreau să vă reamintesc în câteva cuvinte ceea ce am discutat acum o săptămână. Copilul, tânărul apoi luat de la oi, dus să cânte la palat, uns ca împărat, și-a început cariera militară după înfrângerea lui Goliat. A urmat ani de prigonire din partea lui Saul, iar după moartea acestuia a fost uns împărat peste o parte din Israel, peste seminția din care provenea Iuda. După 7 ani este recunoscut de tot poporul și a domnit apoi 33 de ani, în total 40. Aminteam că la jumătatea domniei lui a intervenit dublul păcat de curvie și crimă, fapt pentru care a fost pedepsit foarte drastic. În casa lui, tot de la curvie prin Amnon și apoi continuând cu crimă prin Absalom, a venit pedeapsa care a afectat toată țara. Totuși Dumnezeu, în bunătatea lui, așa după cum i-a promis prin Natan, l-a iertat și n-a îngăduit nici să moară, nici să-și piardă tronul. Și după moartea lui Absalom și-a revenit la Ierusalim și poporul a reacceptat, iar el și-a continuat lucrarea de împărat. Mai spre bătrânețe, a mai fost o greșeală, de data aceasta mai mică decât cealaltă. Astfel citim în 2 Samuel 24 despre o numărătoare a poporului atât de râvnită de David. 24:1. Domnul s-a prins de mânie din nou împotriva lui Israel și a stârnit pe David împotriva lor zicând: du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda. Aici există ceva interesant, priviți din nou în versetul 1, scrie că Domnul a stârnit pe David, iar în 1 Cronici 21, unde este relatată aceeași numărătoare, scrie puțin diferit, 21:1. Satana s-a sculat împotriva lui Israel și a ațățat pe David să facă numărătoarea lui Israel. Întrebare, Domnul sau Satana? Cred că ambele exprimări sunt valabile. Există o conjunctură de derulare a ispitelor aprobată de Dumnezeu, îngăduită, dar la care are și diavolul un aport. Și Noul Testament dă mai multe explicații. Amintiți-vă și de cazul lui Iov, cum a existat, în ghilimele spus, o colaborare. Diavolul a cerut, Dumnezeu a aprobat, diavolul a acționat, dar Dumnezeu a controlat situația. El insistă în vederea acestei numărători, măcar că Ioab se opune. În final, ea este efectuată aproape în întregime, rămâne seminția lui Beniamin nerecenzată, dar încă nu se finalizează numărătoarea când, spune în versetul 10, David a simțit cum îi bătea inima și a zis Domnului: am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum, Doamne, binevoiește și iată nelegirea robului tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. El recunoaște din nou, așa cum făcuse și înainte, faptul că păcătuise. Recunoașterea și în acest al doilea caz mai minor nu a anulat pedeapsa, dar i-a dat harul din 3 pedepse, război pierdut, foamete sau ciumă. Să aleagă. El a ales, cunoașteți versetele în continuare, să cadă în mâna Domnului, să nu cadă în mâinile oamenilor. Era sătul de urmăririle oamenilor. Vroia mai bine să aibă de-a face numai cu Dumnezeu. Era sătul de mâinile lui Saul, de urmărirea prin Absalom și de filisteni și alții care l-au hărțuit ani de zile. Însă din pocăința aceasta care a urmat după greșeala cu numărătoarea, se naște ceva care are de-a face cu un lucru bun. El vede îngerul Domnului, spune în versetul 16, cu mâna întinsă spre Ierusalim ca să-l nimicească. Moment în care Domnul se căiește, se oprește din pedeapsă. David, văzând pe îngerul care lovea pe popor, a zis Domnului: iată că am păcătuit, eu sunt vinovat, dar oile acestea ce au făcut? Mâna ta să se îndrepte dar împotriva mea și împotriva casei tatălui meu. N-a fost vinovat numai David. El a fost vinovat prin poruncirea numărătorii. Dar poporul avea vinovăția lui, că așa am citit în versetul 1, că Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui David și împotriva lui Israel. Deci și poporul a avut partea lui de vinovăție, de aceea au murit oameni și din popor. Nu
pentru greșeala lui David a murit poporul, ci fiecare a murit pentru greșeala lui. El vede îngerul Domnului în aria lui Arafna, Ebusitul, cere acestuia să-i vândă țarina, el se oferă să dea și boi pentru ardere de tot, uneltele pentru îndeplinirea ritualului, și acolo, spune aici Scriptura mai departe, el se decide să aducă jertfe, spune versetul 25. A zidit acolo un altar și a adus jertfe de mulțumire. Și în locul acela a decis, sub o călăuzire de la Domnul David, să ridice apoi templul. Spre finalul vieții mai apare încă o ispită, la care el este vinovat doar indirect. Apare ultima ispită pentru tron, descrieți la 1 Împărați, capitolul 1. Adonia, dintre băieți cel care urma la rând și care și-a arogat dreptul acesta și-a pretins tronul, scrie de la versetul 5, s-a sumețit până acolo încât a zis, eu voi fi împărat. Și și-a pregătit cară și călărești 50 de oameni care alergau înaintea lui, apropo de alergătorii lui Absalom. Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui zicând, pentru ce faci așa? Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip și se născuse după Absalom. Acest copil al lui David a vorbit cu Ioab, care era comandantul armatei, cu Abiatar, unul din mari preoți, și aceștia au trecut de partea lui. Ceilalți, Tzadok, Benaia, Nathan, Shimei, Rei și ceilalți viteși, n-au fost cu Adonia. Ei au complotat și Adonia s-a auto-intitulat în prezența lor împărat. Nathan, cel care avea la inimă pe Solomon, fiindcă se îngrijise de creșterea lui, s-a dus, a vorbit cu Batsheba, mama lui Solomon, a trimis-o la împărat. În urmă a intrat și el în sala tronului și i-au cerut lui David să rămână credincios făgăduinței că Solomon va fi pe tron. David ia problema în mâini, îi poruncește lui Tzadok și lui Nathan să-l ungă împărat, se face un alai de sărbătoare în Ierusalim, Solomon este instalat, fază în care ceilalți răsculătorii lui Adonia își pierd inima, se spăimântă, fuge care încotro și complotul cedea, puciul acela. Aceasta a fost poate o ultimă frământare pentru David. S-a sfârșit și asta. Și rămânând pe aceeași pagină apare un titlu, Bătrânețea lui David, omul acela tare și voinic, care nu se speria nici de leu, nici de urs. Cel în fața căruia Goliat nu era altceva decât un netrebnic, ajunge acum slab și friguros. Și spune versetul 1, înaintat în vârstă, îl acopereau cu haine și nu se putea încălzi. Au adoptat o metodă de rezolvare a acestei situații. David acceptă să-i se aducă o fată tânără care să facă serviciile acestea, să-l asiste din punct de vedere medical, am putea spune. El își păstrează demnitatea și îi respectă ei puritatea. Și la bătrânețe, totuși, Domnul îngăduie harul să-l vadă instalat pe Solomon și instalarea lui Solomon și pregătirile pentru zidirea templului, de care vom vorbi imediat, cred că au fost odihna lui David, în așa fel încât în 1 Cronici 29, David este prezentat, citim de la versetul 20, astfel. A avut loc o adunare generală cu tot poporul, Solomon era deja pe tron, David, așa cum am zis, era deja bolnav, slăvit, nu mai putea să facă față sarcinilor executive ale imperiului. David se întrege adunări, binecuvântați pe Domnul Dumnezeul vostru, și toată adunarea a binecuvântat pe Domnul Dumnezeu părinților lor. Ei s-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului și înaintea împăratului. A doua zi, după aceasta, au adus ca jertfă și ardere tot Domnului 1000 de viței, 1000 de berbeci, 1000 de miei, împreună cu jertfele de băutură obișnuite și alte jertfe în mare număr pentru tot Israelul. Au mâncat și au băut în ziua aceea înaintea Domnului cu mare bucurie, au făcut a doua oră împărat pe Solomon, fiul lui David. L-a uns înaintea Domnului ca domn și a uns pe Tzadok ca preot. Solomon a așezut pe scaun de domnie al Domnului, ca împărat, în locul tatălui său David. El a propășit și tot Israelul l-a ascultat. 27. Vremea cât a domnit peste Israel David a fost de 40 de ani. 28. Concluzia. A murit la o bătrânețe fericită, sătul de zile, de bogăție și de slavă. Pentru ceea ce a făcut, Dumnezeu i-a dat în final odihnă, i-a dat împlinire, mulțumire, iar pentru ceea ce greșise, la momentul potrivit, pentru fiecare din greșeli, Domnul pedepsise. Acesta este principiul Bibliei. Spune Solomon în Cartea Eclesiastului că atunci când un copil greșește, Domnul îl pedepsește îndată, dar în final, Domnul îi trece mânia și iarăși suntem în grația lui. Astfel a ajuns David la bătrânețe liniștit,
era împlinit și a văzut viața trăită după voia Domnului, așa cum am citit încă de la început în Scriptură. Vreau acum să privim la două aspecte ale domniei lui David. Primul, David la cortul lui, de să-l privim pe David ca familist, și în al doilea rând, David la cortul Domnului. Legătura lui David cu biserica, am putea spune, transpunând situația în cazul nostru. Și de aici putem să luăm învățături cum trebuie să fim noi acasă după modelul lui David, ceea ce a fost bine, evident, și care trebuie să fie relația noastră cu adunarea, cu casa lui Dumnezeu. Cât privește respectul față de părinții săi și ascultarea, el și-a dovedit-o din plin, nu doar prin păstorire și subordonarea totală la tatăl său, dar și când a fost fugărit în țara filistenilor, spune Scriptura în 1 Samuel 22, el s-a gândit la părinții săi. Și eu nu știu exact dacă și frații lui David au luat drumul pustiei alături de fratele lor, sau dacă a rămas fidel în armata lui Saul, nu știu. Nu știu dacă aveau posibilitatea să îngrijească sau nu de părinți. Dar David s-a achitat de sarcina aceasta, 22:3. De acolo David s-a suit la Mițpe, în țara Moabului. El a zis împăratului Moabului: dă voie, te rog, tatălui meu și mamei mele să vină la voi, până voi ști ce va face Dumnezeu cu mine. Probabil ar fi avut de suferit și Isai și soția lui, datorită urmăririi din partea lui Saul. Și David i-a pus la adăpost în țara Moabului. Mai în detaliu avem raporturile sale cu socrii săi, mai exact cu socrul său. Este cunoscut și am spus pe larg în cazul lui Saul câte canoane i-a făcut acesta și câte probleme i-a cauzat. 21. David a fugit din Naiot, de lângă Rama. S-a dus la Ionatan și a zis: ce am făcut eu? Care este nelegiuirea mea? Care este păcatul meu înaintea tatălui tău de vrea să-mi ia viața? Versetul 8. Se adresează iarăși lui Ionatan: arată-ți dar dragostea pentru robul tău, căci ai făcut cu robul tău un legământ înaintea Domnului, și dacă este vreo nelegiuire în mine, ia-mi tu viața. De ce să mă mai duci până la tatăl tău? David și-a pus problema. Sunt vinovat cu ceva? De regulă, la o privire sumară, la o analiză firească, mi se pare că ceilalți sunt de vin. Că socru și soacra, ei ne canonesc, că știu eu, așa sunt bătrânii, cu capricii. Dar David s-a gândit: oare nu sunt eu de vină? Și l-a întrebat pe Ionatan: spune-mi tu, v-am vreo vinovăție? Sunt gata să mă recunosc, sau dacă sunt culpabil de moarte, atunci i-am tu viața. Și cred că este de presos să mă adaug, este arhi cunoscută istoria aceasta biblică, cu câtă răbdare și dragoste s-a purtat David față de socrul său. Care aveți probleme cu părinții sau cu socrii, mai stați de vorbă cu David din când în când, să vă mai ajute cu câte o idee. El are sfaturi frumoase și aici și în psalm. Ce trebuie făcut când te socrește cineva? În schimb, în relația cu Ionatan, David a avut posibilitatea să-și dovedească iubirea, să-și dovedească de ce e în stare. Ei s-au iubit mai mult așa de la distanță. Știți, stăteau de vorbă undeva în pădure, se întâlneau cândva sporadic, plângeau până nu mai puteau, își spuneau niște cuvinte de îmbărbătare unul altuia și iară unul lua înapoi drumul palatului, celălalt drumul pustiei. Hai să surprind doar unul din aceste momente, capitolul 20, de la versetul 17. Ionatan a întărit și mai mult față de David dragostea pe care avea pentru el, căci îl iubea ca pe sufletul lui. 23. Domnul este martor pe vecie pentru cuvântul pe care ni l-am dat unul altuia. S-au iubit fără să fi fost între ei vreo știrbitură. Am putea lua aplicativ: dacă Dumnezeu îți ridică vreun cumnat, vreun frate, vreun văr sau știu eu ce altă rudenie, și este un om cu orientare spirituală, un om cu care te poți asocia, cu care poți valorifica o prietenie, atunci folosește situația aceasta. Gândiți-vă că în momentele de criză, Ionatan l-a întărit mult pe David, i-a întărit nădejdea în Dumnezeu, spune mai apoi în capitolul 23. A mijlocit pentru el înaintea lui Saul și odată a reușit să intermedieze și să stingă conflictul. Biblia spune că mai bine cineva aproape decât unul departe. Ori cu cei din familie, dacă sunt șanse să trăiți într-o asemenea relație bună, repet, valorificați-o.
Mai târziu deschidem la 2 Samuel 9. David dovedește că nu uită serviciile făcute de Ionatan, chiar dacă n-au putut, cred eu, fi executate după inima lor. Dorința lor supremă era, când se va stinge Saul din viață, David să domnească și Ionatan să-l ajute. Ar fi avut un stil de nădejde. Domnul a ridicat pe alții, n-a avut harul acesta și a pierdut prietenul. A fost o pierdere despre care cânta David: mă doare pentru tine, frate Ionatane. Și aici în 2 Samuel 9, zice de la versetul 1, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan. Din pricina lui Saul n-a căutat pe cineva să-i facă rău. Numai dintre noi Ionatan, bine. Versetul 5, află că este unul, Mefiboset, o loc de picioare, a trimis să-l ia. Mefiboset vine, se închină și zice: iată robul tău. Versetul 7, David a zis: nu te teme, căci vreau să-ți fac bine. Din pricina tatălui tău, Ionatan, îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. S-a purtat față de el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu, exceptând un moment de ispită a lui Țiba de mai târziu. Este foarte important să funcționăm dumnezeiește. Dumnezeu avantajează copiii care au avut părinți credincioși și au har datorită părinților lor. Spune psalmistul: n-am văzut pe cel neprihănit părăsit nici pe urmașii lui cerșindu-și pâine. Să răsplătim urmașilor faptele bune făcute de părinților. Amintiți-vă mai târziu de Ioas, care s-a comportat rău cu Zaharia, fiul lui Jehoiada. Deși tatăl său Jehoiada îi salvase viața și îl pusese pe tron și îngrijise ani de zile de viața lui. Țineți cont de copiii prietenilor dumneavoastră. Faceți ceva pentru ei cu bunătate. În ce privește soțiile, sunt menționate 8 în Biblie, plus nu sunt menționate țitoarele. Copiii sunt menționați aproximativ 20. Știți, prima dată era să primească pe Merab, n-a fost să fie. Asta este o idee bună pentru tineri. Poate există la un moment dat o posibilitate să căsătorească o fată și când acolo nu mai rămâne nimic din varianta asta, se epuizează. Să credeți că o să vină o alta, o mică alta, care să vă iubească mai tare decât Merab și să nu vă frământați cu prima variantă pierdută. David, având mai multe neveste, a întâmpinat mai multe situații. Ba chiar și cu una singură se pot întâmpla situații foarte opuse. Mical l-a iubit, l-a scăpat în acea împrejurare când a pus terafimul locului în pat, dar mai târziu, când a jucat înaintea chivotului, l-a disprețuit. Nu sunt plăcute schimbările astea de simțăminte, modificările astea bruște temperamentale. Acum să îți îmbrățișești soțul și peste câteva zile să fii în stare, dacă ar fi, să te manifesti în dezvolt, să dai câteva palme. Acum să îl apreciești, să spui că împărat ca David nu este nimeni și peste câtva timp să-i spui: ești de râsul slușnicilor. A fost taxată Mical. A întâmpinat David multe. Să ne bucurăm că în vremea noastră n-avem decât câte o nevastă și respectiv câte un bărbat. Că dacă ar fi multe, ar fi multe probleme. Poate ei au considerat un avantaj că au avut mai multe. Deloc nu este un avantaj. Știți și care au avut numai câte două? Iacob sau Elcana avea probleme și între ele și cu ele. Așa iese situația când sunt mai mulți. În ce privește copiii, David, am citit din 1 Împărați, 1:6, că niciodată nu l-a mustrat pe Adonia. L-a lăsat puțin să crească de capul lui. Și Solomon scrie mai târziu că și copilul lăsat de capul lui face rușine la părinți. În schimb, pe Solomon l-a educat altfel. Și vreau să vă citesc două momente din felul în care a fost crescut Solomon. 2 Samuel 12:24. Batseba a născut un fiu pe care l-a numit Solomon și care a fost iubit de Domnul. El l-a încredințat în mâinile prorocului Natan și Natan i-a pus numele Iedidia, iubitul Domnului, pentru Domnul. L-a dat pe mâna lui Natan să-l crească, din punct de vedere educativ. Apoi, în 1 Împărați, capitolul 2, avem un sfat dat de David, fiul lui său Solomon, felul în care el îl învăța. Și amintiți-vă că în Cartea Proverbelor, Solomon tot mereu face apel la genul acesta de educație. Fiule, nu uita ce ți-a spus tata. Ține cont ce te-a îndrumat mama. Învățătorul lor sunt o cunună de aur pe capul tău, un lanț frumos la gâtul tău. 1 Împărați 2:1. David se apropia de clipa morții și a dat întrebări fiului său Solomon zicând: eu plec pe calea pe care merge toată lumea, întărește-te și fii om. Păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile lui și păzind legile lui, poruncile lui, hotărârile lui și învățăturile lui.
După cum este scris în legea lui Moise, ca să izbutești în tot ce vei face și ori încotro te vei întoarce. Și pentru ca Domnul să împlinească următoarele cuvinte pe care le-a rostit pentru mine, dacă fiii tăi vor lua seama la calea lor, umblând cu credincioșie înaintea mea, din toată inima lor și din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaun de domnia lui Israel. Cred că sunt foarte importante sfaturile părinților și până copiii sunt mici și când copiii ajung mari. Când a fost mic, l-a dat pe mâna lui Nathan. Când a fost mare, era deja instalat, virtual împărat și totuși îl sfătuiește. Folosiți părinților prilejul de a vă sfătui copiii să se orienteze după Scriptură și dacă ați reținut ceva din versetul 4 și potrivit cu mesajele care au fost date pentru ei, să țină cont de făgăduințele care Dumnezeu le-a dăruit, să țină cont de sfaturile care le privesc prin Duhul lui Dumnezeu. Vreau să privim la cel de-al doilea punct, David și casa Domnului acum. 2 Cronici, capitolul 1. Dar chivotul lui Dumnezeu fusese mutat de David din Kiriat Iarim. Știți, el a fost dus în două locuri după ce a fost reîntors de la filisteni. La locul pe care îl pregătise, căci întinsese un cort la Ierusalim. Tot acolo se afla înaintea cortului Domnului, altarul de aram pe care îl făcuse Bețaliel, fiul lui Uri, fiul lui Hur. Solomon și adunarea au căutat pe Domnul și acolo, pe altarul de aramă, care era înaintea cortului întâlnirii, a adus Solomon Domnului 1000 de arderi de tot. Știți când a fost construit cortul pe vremea lui Moise? Chivotul era în Sfânta Sfântilor, în odaia a doua. După ce fiii lui Eli au dus chivotul pe front și a fost luat de filisteni și după returnarea lui în țara lui Israel, nu a mai fost dus înapoi în cort la locul lui. L-au ținut în Gat și apoi în Kiriat Iarim și David l-a dus la Ierusalim cu leviții și a făcut un cort separat. Astfel existau două corturi, unul cu chivotul la Ierusalim și altul cu celelalte unelte și obiecte sfinte pe înălțimea Gabaonului. Să citim acum în 2 Samuel 6 câteva versete din care rezultă că preocuparea numărul 1 a lui David a fost cortul Domnului. După ce a fost instalat împărat, după ce a bătut pe filisteni și avea moment de liniște. Care a fost preocuparea lui? David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel, număr de 30.000, i-a adunat, ia chivotul Domnului și se l-a ducă la Ierusalim. A fost acel incident cu Uza și l-a lăsat la Obed-Edom din Gat. Uitați-vă în capitolul 7. Când a locuit împăratul în casa lui și când i-a dat odihnă Domnul, după ce l-a izbăvit de toți vrăjmașii care îl înconjurau, a zis prorocul din Nathan, iată, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul lui Dumnezeu locuiește într-un cort. De aceea afirmam că a fost frământarea lui cea mai mare. Dacă nu m-am războaie, dacă celelalte probleme sunt rezolvate, prioritatea care rămâne este chivotul Domnului. Să ne ocupăm de lucrarea lui Dumnezeu. În 1 Cronici 16 este prezentat apoi mutarea chivotului. 16:1. După ce au adus chivotul lui Dumnezeu, l-au pus în mijlocul cortului despre care spuneam, pe care îl întinsese David pentru el. Și au adus înaintea lui Dumnezeu ardere de tot și jertfe de mulțumire. Versetul 4. A dat leviților sarcina și de la David datează însărcinările speciale, orânduirea, ca obligativitate, ca leviții, în cete mari, mii de slujitori, să stea în permanență la casa Domnului, să laude pe Domnul și astfel serviciile spirituale de la cort să capete o importanță deosebită, să facă slujbă înaintea chivotului Domnului, să cheme, să laude și să slăvească pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Și aici este prezentată, citește versetul 7, o cântare. În ziua aceea David a însărcinat pentru întâiași dată pe Asaf și frații săi să vestească laudele Domnului. De ce ținea atât de mult David la cortul Domnului? Ce reprezenta cortul pentru David? Și aplicativ, ce reprezintă pentru noi biserica? Ce gândim noi referitor la biserică? Haideți să surprindem din viața lui David câteva înțelegeri ale lui cu privire la cortul Domnului. În psalmul 15, un psalm al lui David, el zice astfel: Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Pentru David, cortul Domnului era prezența Domnului în sfințenie. Chiar dacă nu mai suntem ca și în Vechiul Testament, încând prezența lui Dumnezeu să fie legată de un loc anume, unde El să-și așeze numele, chiar dacă avem dreptul să ne adunăm oriunde, doi sau trei, priviți și dacă unul se roagă, totuși, și în Noul Testament, găsim consacrate locuri speciale unde oamenii să se adune. Și acele locuri devin odată cu constituirea lor, prin membri, nu prin clădirea fizică, un loc sfânt
și o prezenta Domnului. Și așa trebuie privită biserica. Spune Solomon, apoi în Eclesiastul 5:1, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Corintenii au devalorizat locul în care se adunau. Unul venea beat, altul își aducea mâncare, le foloseau pentru scopuri egoiste și avertizează Pavel, nu faceți așa ceva, faceți distinție între locul de adunare și casele voastre. Apoi, în Psalmul 48, citim ce credeau cântăreții instalați de David acolo, fiul lui Core. Mare este Domnul și lăudat de toți, în cetatea Dumnezeului nostru pe muntele lui cel sfânt, frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ este muntele Sionului. Și în versetele următoare este prezentată strălucirea și puterea lui Dumnezeu. De exemplu, versetul 3 și 4. Dumnezeu în casele lui împărătește, asta ar trebui să fie în locașurile de închinare. Este cunoscut ca un tur de scăpare, căci iată că împărații se adunaseră, atunci au fost multe războaie, dar au trecut împreună. Au privit-o, au înlemnit, s-au temut și au luat-o la fugă. I-au apucat un tremur acolo ca durerea unei femei la facere. Amintiți-vă de cazul lui Iacov de la Berșeba când Domnul s-a prezentat și l-a numit locul acela Betel, casa lui Dumnezeu. Prezența Domnului în putere și în strălucire, loc în care reverența trebuie să capete o manifestare de maximă atenție. Apoi, în Psalmul 16, tot un psalm al lui David, el descrie fericirea, extazul, plăcerea pe care le înregistrează în casa Domnului, în cortul Domnului. Eu zic Domnului, versetul 2, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, ceilalți participanți de la biserică, am spune noi, oamenii evlavioși sunt toată plăcerea mea. Apoi, întoarceți la Psalmul 27, versetul 4. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte, spuneam că a fost prioritatea lui. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului și să privesc frumusețea Domnului și să mă minunesc de templul lui. La biserică venim să ne bucurăm și la biserică trebuie să rămâi încântat de prezența, de puterea și de strălucirea Domnului. La biserică nu venim în primul rând nici să facem noi slujbă, nici să asistăm la slujba făcută de alții, slujbă pe care să o comentăm și să o analizăm critic, pozitiv sau negativ. La biserică venim să ne bucurăm de prezența și de harul lui Dumnezeu. Și cine vine la biserică cu gândul că se întâlnește cu Domnul, că stă în prezența Lui și Lui se raportează în primul rând, are câștig. De aceea spunem psalm că o zi în casa Domnului face mai mult ca o mie în altă parte. Deci ce valoare, ce consistență avea pe vremea lui David prezența la cortul Domnului. Era un simplu cort. Lipsit, cum spuneam, chiar și de toate obiectele consacrate. În mod special, lauda juca un rol. Erau, vă spuneam, mii de leviți însărcinați să laude pe Domnul într-una. Hai luați-o aceasta nu doar ca și momentele de cântare, ca și momentele de rugăciune. Luați-o ca și stare interioară, ca să putem noi cânta Îți mulțumesc, Iisuse. Dar tu știi, Doamne Iisuse, că de fapt sunt nemulțumit. Ei cred că și cu adevărat trăiau și ceea ce exprimau era din sinceritate. Dumnezeu, aici la casa Lui, trebuie să fie acceptat și să ne raportăm cam cum se raportează cei din cer. Ori spune Biblia în Apocalipsă, când avem o mică fereastră în cer, și Ioan este suit, vede acolo mulțimi de îngeri care se închină cu respect, cu mulțumire și cu laudă înaintea Domnului. Acea stare ar trebui să ne caracterizeze la casa Domnului și Domnul să ne ajute. David ar fi putut, în ghilimele spun, nu știu exact, să se bucure la cort și să spună, așa cum de altfel Dumnezeu a spus, dar n-a cerut Dumnezeu să-i facă templu atât de fastuos și atât de costisitor. Însă el, în dragostea lui pentru Dumnezeu și pentru locul de închinare, a fost total dedicat să facă o casă specială. De aceea oamenii care nu-și dau interesul
Pentru locașul de închinare, mă îndoiesc că îl prețuiesc și pentru ei momentele de aici sunt cu adevărat înălțătoare. Citim din 1 Cronici 28, pregătirile lui David pentru templu. S-a gândit el, în mod sigur, mult cum să fie casa Domnului, cum să arate. În vremea aceea nu erau atâți arhitecți cât și astăzi, că numai la noi și acum tot zideau și sădeau. Și totuși el se roagă și în mod sigur, ca și răspund la rugăciune, primește toate schițele, dosarul întreg cu felul în care trebuia construit templul, 28:19. Toate acestea. Și vom vedea noi care sunt toate acestea. A zis David, toate lucrările izvodului acestuia mi le-a făcut cunoscut Domnul. Am întrebat în primul număr al revistei Betel ce este în Biblie scris de mâna Domnului cu excepția celor 10 porunci. Și unii au zis, poate ce a fost scris pe zid. Nu, acolo nu scrie că a scris mâna Domnului. Iată ce a mai fost făcut de Domnul, schițele, cu privire la construcția templului. În versetul 19. Toate acestea mi le-a făcut cunoscut Domnul, însemnându-le în scris cu mâna Lui. Marele arhitect al Universului a schițat fiecare colțișor, fiecare încăpere, cum trebuie să arate la templu. De la versetul 11 citim, David a dat fiului său Solomon chipul prispei și clădirile, odăile visteriei, odăile de sus, odăile dinăuntru și ale odăile pentru scaunul îndurării. I-a dat planul cu tot ce avea în minte cu privire la curțile casei Domnului și toate odăile de jur împrejur pentru visteriile casei lui Dumnezeu și visteriile sfântului locaș. Și le enumeră pe toate. Chipul uneltelor cu greutate, standardizat, tot. Vedeți? Cât este de interesat Dumnezeu și de amănunte și în fața Lui contează toate aspectele câte sunt la casa Domnului, putea Dumnezeu să le spună, dar la urmă urmei, hai, imaginați-vă voi. Dumnezeu nu l-a lăsat nici pe noi să facă corabia după parametrii de el stabiliți, nici pe Solomon și mai întâi pe David templu, ci totul a controlat Dumnezeu, învățându-i cu lux de amănunte cum să facă. El face aceste pregătiri, fie în ce privește schițele, fie în ce privește materialele adunate, și cum din capitolul 29 citesc de la versetul 2 despre materiale. Mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu aur pentru ceea ce trebuie să fie de aur, argint pentru ceea ce trebuie să fie de argint, aramă pentru ceea ce trebuie să fie de aramă, așa mai departe. Pietre scumpe, marmură albă, mult. Mai mult, și acum e secretul, de ce a adunat David atâta? Mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, era foarte dragă casa Domnului. Dau casei Dumnezeului meu aurul și argintul pe care îl am, afară de tot ce am pregătit pentru casa Sfântului Locaș. Deci mai întâi a considerat, cum zice Noul Testament, că fiecare să dea cât a hotărât în inima lui, să pună deoparte acasă, să se înțeleagă în familie, să nu fie ispită și să dea la casa Domnului. După ce David a dat cât a chipzuit el inițial, în dragostea lui s-a uitat la ce a dat, s-a uitat la ce a rămas, s-a apucat și iară mai dat. Că așa faci când iubești. Pentru ce îți place, întotdeauna oferi supliment, oferi mai mult. Și a mai dat și din ce își lăsase lui. Și enumeră cât. Și acum întreabă în finalul versetului 5. Cine vrea să-și mai aducă de bună voie astăzi darurile înaintea Domnului? Și n-au văzut ceilalți cum dă împăratul și ce dragoste are, a venit și peste ei râvnat. Și au început fiecare și sunt prezentate aici darurile. Și apoi în versetul 9, concluzia, poporul s-a bucurat de darurile lor de bună voie că și le dădeau cu dragă inimă Domnului și împăratul David de asemenea s-a bucurat mult. Acum, poate v-ați gândit, slavă Domnului, că aici am cam finalizat și ne-am adus contribuția la vremea respectivă. David nu pregătește numai materialele și schițele, pregătește și motivează oamenii. De exemplu, spune în capitolul 22, tot 1 Cronici, versetul 6 și 7, cuvintele lui David către Solomon. David a chemat pe fiul său Solomon și a poruncit să zidească o casă Domnului Dumnezeului Israel. David a zis lui Solomon, fiul meu, avem de gând să zidesc o casă numele Domnului Dumnezeului meu. Apoi, 15.
Tu ai la tine un mare număr de lucrători, cioplitori de piatră și tâmplari și oameni îndemânatici în tot felul de lucrări. Scoală-te, dar și lucrează și Domnul să fie cu tine. Să-i motivăm pe ceilalți, să-i legăm de casa Domnului. Aleagă-ți copiii, dacă vei spune, la biserică? Cine știe ce se face cu banii? Ierte-vă, Domnul, gândul acesta dacă l-ați avut vreodată. Alții se fac. Tu trebuie să-i motivezi pe ai tăi și să nu mai vezi biserica, ca biserica, cum se spune uneori, în biserica la fratele Eugen, să zicem. Nu nici al fratele Eugen, nici al alții. Biserica aia Domnului. Biblia spune să ne raportăm Domnului și dacă faci ceva, chiar dacă oamenii și-ar bate joc de ceea ce tu faci. Cine face ca pentru Domnul primește de la Domnul. Să privim casa ca o casă a Domnului. În mod corect este ca cei care sunt în conducere să fie oameni lui Dumnezeu. Dar în primul rând, nu pe ei trebuie să-i vedem, ci pe Dumnezeu și casa lui și lucrarea lui. Îl motivează pe Solomon, motivează oamenii și în privința motivării oamenii, mai citesc din capitolul 23, de la versetul 2. El a strâns pe toate căpetenii lui Israel, pe preoți și pe leviți. Au făcut numărătoarea leviților de la vârsta de 30 de ani în sus și s-au găsit 38.000. Și îi repartizează astfel, 24.000 se vechizează asupra slujbelor, 6.000 judecători și dregători, 4.000 portari și 4.000 de cântăreți. Îi îndeamnă mai târziu, în 28:2, și aș vrea să iau sfatul acesta pentru noi. În biserică trebuie să fim ca o familie înaintea Domnului. Și când ne înțelegem ceva, să fie totul pus la punct, să ne ascultăm unii pe alții, să ne respectăm unii pe alții, să ne motivăm să slujim, să ne motivăm să dăruim. În biserică nimic nu se face cu opoziție sau cu oameni care sunt împotrivă. Lucrarea e a lui Dumnezeu. Și David încearcă să explice poporului că ei trebuie să contribuie. 28:2. Împăratul David s-a sculat în picioare și a zis: ascultați-mă, fraților și poporul meu, vorbea națiune. Aveam de gând să-ți desc o casă de odihnă pentru chivotul legământului Domnului. Și mă pregăteam să o zidesc. Și explică el motivele pentru care Dumnezeu nu l-a lăsat. Și apoi zice de la versetul 8. Acum, înaintea întregului Israel, înaintea adunării Domnului și în fața Dumnezeului nostru care vă aude, păziți și puneți-vă la inimă toate poruncile Domnului Dumnezeului vostru ca să stăpâniți această bună țară și să o lăsați de moștenire fiilor voștri după voi pe vecie. Biblia spune în Noul Testament să nu vă mușcați unii pe alții ca să nu fiți nimiciți unii pe alții. Sunt biserici unde n-au înțeles oamenii cum ar trebui să funcționăm la casa Domnului și au început să apară fricțiuni, oamenii să se saboteze unii pe alții, să se dușmănească, au ajuns să se rupă și viața în acelea biserici nu mai este o binecuvântare. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru o viață sfântă, o bună conduită și călăuzire în biserică și țineți foarte mult la spiritualitatea bisericii și la mersul lucrurilor din ea. Vreau să nu uităm, amintesc doar fără să citesc, ce ajutor a avut David prin proroci, prin preoți, prin acei lideri ai cântăreților, și asta ar însemna pentru noi ca păstorii să ținem legătura cu cei care au mesaje din partea Domnului, cu cei care dirigează corul, cu cei care conduc diferite formații, o biserică, după cum spunea Domnul, ca și o împărăție sau ca o casă dezbinată, nu poate să dăinuiască. Suntem toți împreună lucrători la un singur și nobil scop, mântuirea oamenilor. Vreau să închei punctând în dreptul lui David trei idei. David a rămas pentru toată posteritatea omul cu inima întreagă dată Domnului. El a știut că așa ceva îi place lui Dumnezeu. Dumnezeu a cerut cine îi slujește să-i slujească cu toată inima. Iată cum descrie el devotamentul său total față de Dumnezeu, 2 Samuel 22, de la versetul 22. Căci am păzit căile Domnului, nu m-am făcut vinovat față de Dumnezeul meu. Toate poruncile lui au fost înaintea mea și nu m-am depărtat de la legile lui. Am fost fără vină înaintea lui, m-am păzit de fără de legea mea. S-a silit să fie credincios 100% Domnului și a rămas pentru toți ceilalți etalonul. Vom vedea noi la împărații de mai târziu, se spunea, a fost ca David sau n-a fost ca David. Să-i slujim Domnului în așa fel încât urmașii noștri de acasă sau de la biserică să spună, fratele sau sora respectivă a fost un adevărat credincios. Să nu se spună în urma noastră,
A și fost și n-a fost. Le-a mai și scăldat. Nu. Să rămână în urma noastră un drum luminos și drept. David a fost pentru împărași ceea ce spune Pavel mai târziu pentru ucenicii săi. Călcați pe urmele mele. Să poată merge și alții după tine. În al doilea rând, Psalmul 38. David a păcătuit. Păcatele sunt pedepsite, inclusiv Noul Testament consfințește același sistem. Care este fiul, spune Evrei 12, care să nu-l pedepsească tatăl? Când e vorba de cină, spune Biblia. Când greșim, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim nimiciți odată cu lumea. Greșelile și păcatele se pedepsesc. Și se pedepsesc exact în domeniul vinovăției noastre și cu măsura gravității păcatului nostru. Iată ce zice David în Psalmul 38 despre starea lui în urma păcatului. Doamne, nu mă mustra în mânia ta și nu mă pedepsi în urgia ta. Că săgețile tale s-au înfipt în mine și mâna ta apasă asupra mea. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale. Nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu. Căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea. Sunt prea grele pentru mine. Rănile mele miroase greu și sunt pline de coptură în urma nebuniei mele. Și nebunia recunoscută în dreptul lui Saul și al lui David este nerespectarea cuvântului. Spuneam eu cândva, cuvântul este pentru om cartea tehnică de funcționare. Cum nu exploatăm ființa noastră după îndrumările tehnice, cum face greșeli de funcționare și se defectează. Și când se defectează, scârțe, nu se mai învârte și se uzează prematur. Și vin pedepse. De aceea, luptați-vă să nu păcătuiți. Avem un mijlocitor. Domnul ne iartă, dar bine să nu păcătuim. Să ne luptăm, spune Biblia în Evrei 12, când vorbește că păcatele sunt pedepsite, cât să ne luptăm ca să nu păcătuim? Până la sânge. Să nu uiți. Până la sânge, că vine pedeapsa care-i uneori tot până la sânge. Și o să vezi că poți răbda pedeapsa, mai bine răbda ispita. Era mult mai ușor. Și în al treilea și ultimul rând, citesc din cartea lui Ieremia, capitolul 30, versetul 9, și sunt asemenea versete și în cartea profetului Ezechiel. După viață de 70 de ani, din care 40 de ani de domnie, David rămâne cu o răsplată veșnică. Ave Dumnezeu, care singur este înțelept, să fie slava prin Hristos Iisus. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.